Contrabanda la granițele României le dă serios de furcă polițiștilor de frontieră. Deși fenomenul s-a diminuat cu mult față de anii trecuți, el continuă să existe, dovadă confiscările care se fac periodic. Aproape că nu este săptămână în care polițiștii de frontieră să nu descopere bunuri contrafăcute. Așa s-a întâmplat și în această dimineață, când în cala unui autocar au fost descoperite ascunse 260 de parfumuri și 35 de perechi de pantofi sport, purtând numele unor mărci cunoscute. Marfa aparține unui cetățean turc de 54 de ani, care nu deținea documentele de proveniență asupra produselor. Dacă bunurile ar fi ajuns pe piață, ar fi avut o valoare de 31.000 de lei, asta în condițiile în care ar fi fost originale. Acum cetățeanul turc are dosar penal, iar marfa a fost confiscată în vederea expertizării. Potrivit statisticii, pe primul trimestru al acestui an, în ceea ce privește activitatea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, s-au confiscat peste 400.000 de țigarete, au fost reținute peste 35.000 de articole de îmbrăcăminte, circa 1.300 de perechi de încălțăminte, 1.000 de produse cosmetice, șampoane și parfumuri, dar și pastă de dinți, genți și materiale textile.